Competiția IPA Games 2024, aflată la cea de-a treia ediție, a reunit sute de sportivi din 32 de țări, România fiind reprezentată de 135 de sportivi care au concurat la mai multe discipline de concurs. Performanțele jandarmeriței slătinene Simona Floricel sunt un motiv de mândrie pentru Slatina, demonstrând atât talentul cât și dedicarea acesteia în sportul de performanță. Simona a reușit să urce pe podium la această competiție dificilă. În perioada 19-24 mai, la Cheile Grădiștei, se desfășoară competiția IPA Games 2024. Sunt 32 de țări și peste 800 de sportivi care participă la 9 discipline sportive. Am participat la proba de biatlon, unde am obținut locul 2 la categoria plus 40 de ani feminin. Am participat de asemenea la proba de 5.000 de metri, unde am obținut de asemenea locul 2 la categoria plus 45 de ani. De asemenea, Simona Floricel a câștigat locul 1 alături de echipa României la categoria feminin plus 40 de ani. IPA Games 2024 s-a desfășurat într-un cadru spectaculos la Cheile Grădiștei. Acest eveniment sportiv internațional a fost o oportunitate de a promova spiritul de echipă și excelența sportivă.